sfârșit o nouă ediție, sperăm noi, cât se poate de importantă, pentru că l-avem alături de noi pe domnul profesor, doctor, dar este și profesor când învață. Așadar, domnul doctor Radu Cârstoiu, Hristos s-a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Sunteți din nou oaspetele nostru și trebuie să recunosc că îmi vin multe gânduri, pentru că, vedeți, un astfel de moment trebuie să ne ofere nouă direcții precise în abordare pentru ca să nu zăpăcim oamenii, însă sperăm să deschidem mai multe subiecte, mai multe cutii ale Pandorei, să provocăm oamenii, pentru că nu e așa. Noi trebuie să provocăm oamenii, ca oamenii prin provocarea noastră să-și provoace la rândul lor viața. Și ne-am gândit noi să intitulăm ediția de astăzi, pentru că suntem într-o perioadă în care avem ca și sărbători importante înălțarea Domnului și iată va fi să vină peste 10 zile și sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt a Rusalilor, când se naște biserica cea dumnezeiască pe temelia credinței Sfinților Apostoli, pe mărturisirea lor care avea să vină ca urmare a lucrării Duhului Sfânt prin ei, în ei și pentru ei și pentru noi toți. Așadar, zic eu că s-ar potrivi astăzi să vorbim despre noi, despre neamul eroilor noștri, pentru că eroii noștri îi avem. Îi cinstim, cum spunem noi, și în imnul de stat și în alte cântece patriotice. Îi cinstim prin a le aduce un pios omagiu. Memoria lor este în noi și totdeauna îi pomenim, mai ales în ziua de înălțare, când spunem noi că este ziua eroilor. Dumnezeu știe pe toți, pe fiecare după numele Său. Noi nu știm decât poate pe cei apropiați noștri care au trăit eventual acum în secolul 20, pătimind ba prin lagăre, ba prin temnițe, ba prin teatre de război sau în închisori. Temnițe sau închisori, am spus. Deci oameni care și-au sacrificat, vărsându-și sângele, și-au sacrificat viața pentru noi. Acum noi, domnule doctor, ce avem de făcut? Pentru că de vorbit despre ei putem vorbi frumos. Dar eu vreau să vorbim de asta și am rugat pe domnul Emanuel să pună la, ca și titlu la această emisiune, neamul eroilor noștri. Da. Cine e neamul eroilor noștri? Noi suntem. Noi suntem cei și pentru care ei și-au vărsat sângele, cei care trăim acum și trebuie să trăim în așa fel încât să nu le întinăm, să spunem așa, nu imaginea. Că ei n-au venit, nu și-au dat viața pentru imaginea lor, pentru a fi cinstiți, pentru a li se oferi acum, iată, slujbe religioase, pentru a depune coroane, cum ne afișăm și până la urmă nu e rău să faci asta, dar nu pentru asta au venit, ci pentru noi. Pentru noi că formăm neamul lor. Noi cinstim neamul nostru românesc, în primul rând. Sigur că dacă ne referim la poporul român, și așa cum ați specificat și dumneavoastră, care au păstrat credința, limba și neamul, jertfindu-se chiar și cu prețul vieții. Bun, dar ce facem noi? Noi în același timp trebuie să cinstim tot din neamul nostru și pe înaintașii noștri creștini, începând cu apostolii. Deci, pentru că ei ne-au lăsat ceva. Ne-au lăsat libertatea. Libertatea. Bine, libertatea, acum dacă vorbim despre ea, a început cu Dumnezeu, cu Adam, că l-a lăsat liber. Bun. Oricât am crede că l-a îngrădit cu acea poruncă de a nu mânca din pomul cunoașterii binelui și răului, de fapt, i-a dat această libertate, că putea foarte bine să interzică mult mai dur. Erau fericiți Adam și Eva. Adam și Eva, sigur că erau fericiți. Că aveți câteva versuri care vorbesc despre fericire și sigur că se referă și la fericirea care vine de la Dumnezeu. Da. O să dați citire frumoaselor versuri la momentul când o să vă provoc. Vă rog.
Deci, părinții noștri au păstrat cu sfințenie credința noastră în Dumnezeu, așa cum ne-a fost transmisă de Sfinții Apostoli. Și nașterea Bisericii Ortodoxe, așa cum a spus dumneavoastră, a început în Duminica Cincizecimii. De acolo a început actul de naștere al Bisericii Creștine. Dacă sunteți de acord, uite că tot suntem la momentul acesta, promiteți solemn că următoarea emisiune o vom realiza împreună să vorbim despre sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt, despre Rusalii? Sigur, bun. Cu siguranță, îmi face plăcere. Uite, o să facem pentru că e o sărbătoare importantă și merită o ediție specială pentru ea. Și dacă neamul omenesc a suferit atât de mult pentru adevăr, pentru dreptate și pentru credința ortodoxă, noi trebuie să vorbim numai despre adevăr. Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos a spus clar, eu sunt calea, adevărul și viața. Da, dar adevărul deranjează. Adevărul deranjează, dar adevărul este deasupra tuturor. Chiar dacă tot el spune Mântuitorul că veți cunoaște adevărul și vă va face liberi. Problema este, vreau să fiu liber? Eu ca persoană? Noi aparent toți vrem să fim liberi. Numai că la un moment dat ne deranjează adevărul. Și atunci este un adevăr care nu ne convine. Și s-a demonstrat în istorie, da. Inclusiv în separarea Bisericii Ortodoxe cea catolică. Un adevăr care nu ne-a convenit. Și atunci, sigur, în momentul în care te separi... Și acum sunt sute și mii și zece de mii. Cau și argumente. Cau și argumente care la un moment dat cadă aceste argumente. Că sunt motive serioase să cadă, fiecare argument să cadă. Dar în clipa în care a căzut un argument, ce ar fi normal? Să te întorci. Plecat. Da. Dar nu. Ei vin și cu alte inovare, alte inovare. Noi moștenim ceea ce ne lasă, pentru că învățăturile acestea greșite, care poate vă referiți la ele, au apărut în decursul secolelor trecute. Cam 1000 și da. Ceva de ani. Deci noi acum, în secolul acesta, al 21, moștenim ceea ce primim. Nu toți suntem ortodoxi născuți și învățați să fim ortodoxi, deși merită o paranteză făcută că a fi ortodox înseamnă nu doar declarare, ci ortopraxie, adică practicarea credinței. Vă rog. Da. Deci această credință pe care noi ne-am câștigat-o cu foarte multe sacrificii în decursul istoriei creștinismului, a fost mereu agresată de diferite motive. Așa cum a specificat la început, preoțimea și credincioșii au suferit foarte mult în perioada comunistă, în lagăre și închisuri, și totuși nu s-au abătut de la dreapta credință. Interesant este că, deși au suferit enorm și au murit, după ce s-au schimbat vremurile, niciunul dintre ei nu a dorit răzbunare. Deci au lăsat cu limbă de moarte să nu fie răzbunat. Asta înseamnă că ei au înțeles cel mai bine în închisoare ce înseamnă Dumnezeu. Iar ei mărturisesc, martirii, intențiile comuniste, fiecare în parte, ori prin viu grai la televizor, filmate, se pot găsi pe YouTube mărturiile lor, dar și prin cărți, că acolo, în închisoare, au descoperit pe Dumnezeu și acele clipe, acei ani, au fost de dorit în viața lor, pentru că i-au transformat să devină oameni ai lui Dumnezeu. Au mai avut și norocul ca printre ei să fie unii preoți desăvârșiți, care au continuat în pușcărie, să zic, un moment de evangelizare a tuturor celorlalți. Și sfințenia pe care au câștigat-o în temniță i-a însoțit tot restul vieții. A fost ca un punct de sprijin pentru ei. Da. Au găsit refugiu în Dumnezeu și acum, să fim sinceri, au câștigat Duhul Sfânt. Pentru că, din punctul meu de vedere, câștigarea Duhului Sfânt este mai grea decât mântuirea. Pentru că Duhul Sfânt nu vine decât atunci când ești asemenea lui Dumnezeu, când ai câștigat gradul maxim de sfințenie. Pe când mântuirea se mai... Dumnezeu ne iartă. Prin harul Dumnezeu, prin iertare. Ne iartă, da. Așa cum suntem păcătoși, putem să ne mântuim, da, prin iertarea Lui. Pe când, spuneți dumneavoastră, câștigarea, dobândirea Duhului Sfânt este mai grea, pentru că acolo se cere o participare a omului, nu doar Doamne iartă-mă, ci o participare a omului, adică să devină modular. Da. Dar știți că suntem îndemnați de Sfântul Pavel
parcă, nu? El ne îndeamnă să fim mădulare vii? Da. Și chiar Mântuitorul... Fiți sfinți, o desăvârșiți, pe cum Tatăl vostru desăvârșite astea. Nu, dar la un moment dat spune Sfântul Pavel că, sau Mântuitorul, uite, acum mă grăbesc și fugiți de desfrânare, că orice păcat faceți în afară, dar... Asta, Sfântul Pavel. Sfântul Pavel. Că pentru că trupul este templul Duhului Sfânt. Nu-i așa? Întocmai. Și să ne gândim, bine, sunt foarte multe istorioare, mă rog, adevărate, în care unii sfinți au primit harul Duhului Sfânt. Să ne gândim la Serafin de Sărov, da, care stă 3 ani pe o lespede, în frig, descuț, dezbecat în frig, nu știu dacă a mâncat sau nu. Asta se putea numai prin harul Duhului Sfânt. Și cei care au trăit acele momente nu pot să descrie atâta fericire cât au cuprins acele momente. Fericirea aceea nu se compară cu absolut cu nimic. Este unică și se însoțește după aceea de teama de a o pierde. Deci cel care a gustat din dulceața venirii Duhului Sfânt, acela nu mai are alt obiectiv în viața lui decât să-l recâștige. Pentru că Duhul Sfânt nu vine și stă perpetu, pentru că omul este supus greșelii prin trupul pe care îl are. O clipă, o secundă de mândrie, de bucurie și l-a pierdut. Așa, să dăm câteva versuri, pentru că tot vorbeam de fericire și apoi continuăm. Bun, am să citesc despre fericire. Cum o vedem noi și cum o vede aproape nostru. Trăiește clipa, ți se spune, că doar așa ești fericit, căci clipa nu se mai întoarce și ca un fum s-a risipit. Te cheamă simțurile toate, pe toate să ți le răsfeți, să te convoi de-a lor povară, să fie scopul astei vieți. Știi oare tu ce-i fericirea de tai tocmic rândaș la ea? Conjuți-o verbul de iubire sau numai verbul a avea? Că-i pocăința ce în lacrimi te spală sufletul căzut, eliberând cocon de aur de sub mantaua cea de lut? Știi tu iubirea și blândețea, doi stâlpi ai marilor virtuți, când darul tău pentru sărman pe Dumnezeu îl împrumuți? Sau că smerindu-te în toate și cât de mic e locul tău, când, dar crește sfânt apoteotic doar lângă bunul Dumnezeu, că ascultarea cea mai mare dintre virtuțele lumești îți dă peceta biruinței cu ea, dai să călătorești? Sau că iubirea milostivă, în dar primind, în dar să dai, e prețul mic al acestei lumi ce se înmiește sus în rai? Că simțul ce nu se cuprinde în luirea cea din lut, al șaselea, ce pentru lume rămâne ades necunoscut, sfințenia, ce apogeu a tot ce s-a văzut sub soare, echipul slavei veniciei lui Dumnezeu, asemănare, ce scurtă ți-e călătoria din lut să te întorci în lut. De simți durerea, nu-i durere, oricât de mult te-ar fi durut. Sunt doar alegeri prețioase, dar numai una e de folos. Dar să urmezi în toți și în toate păstorului Iisus Hristos. Toate comorile din lume sunt năluciri și efemere. Doar pentru trup și doar o vreme ascund buretele cu fiere. Și doar ispitele și lumea îți par înșelătorul vad ce te afundă în vâltoare și te împinge către iad. De aceea, să păstrești cu grijă pe calea Sfintelor Scripturii. Înfruntă răutatea, viciu, că toate poți să le înduri și toată fericirea lumii găsește-o înăuntru tău. Să fii mereu asemănare cu milostivul Dumnezeu. Te cheamă Maica Preacurată, că ea prin har te-a înfiat, să-ți fie în veci milocitoare la milostivul împărat. Și cheamă în ajutor toți sfinții care în lume s-au sfințit. Câștigă raiul desfătării. Abia atunci ești fericit. Da, doctor. Acum, vedeți dumneavoastră, când vorbeam despre trupul nostru care este templul Duhului Sfânt, se spune că trupul este, dar adevărat, nu că doar se spune, este o bună slugă trupul, dar un rău stăpân. Atunci când trupul conduce sufletul, este un rău stăpân. Când este sufletul care conduce trupul, este o bună slugă trupul. Dar ce facem când sufletul este și el stricat?
Pentru că vedeți dumneavoastră, vorbim de adevăr, vorbim de învățătura cea adevărată, de Hristos, care este adevărul, este calea, adevărul și viața. Dar noi acum, la toate, în toate sau toate eșaloanele noastre sociale pe care le avem de sus până jos și de jos până sus, abundă de fel și fel de înțelesuri ale vieții, care caută omul să le înțeleagă și să fie bine. Și atât vorbim acum de ce se întâmplă în mediul economic, vorbim de grevă, învățământul românesc este în grevă, se duc profesorii la școală și nu sunt elevii, copiii, că de fapt școala este pentru ei și nu pentru profesori. Sigur, clar, sunt lefuri mici și trebuie mărite. Se duc, iată, atâtea și atâtea bătălii politice, se fac alianțe politice, se întâmplă să vină și alegeri, trec alegerile, pleacă alții, vin alții. Trăim într-o lume în care tot ne vârtim în jurul cozii și nu aflăm nimic. Acum vin și mai mari Uniunii Europene, că noi suntem membri ai Uniunii Europene, de parcă nu eram în Europa oricum, dar e o altă poveste. Mi se pare aiurea, cel puțin nu mă pricep, nu sunt nici un politic, nici sociolog, nici filolog, nici nu știu. Sunt un biet om care spun așa, băi, dacă Ucraina, Rusia, cu jumătate de țară și toate suntem în Europa, ce cauți tu? Tu, ăla care ai creat tu la Bruxelles sau unde ai fi făcut o treabă asta, la Haga sau la Copenhaga? Am zis așa, nimereală, nu am ceva cu aceste orașe sau cu popoarele danez, olandez și așa mai departe. Cum să creezi tu Uniunea Europeană din 5 stări la început, când tu acasă ai 5 frați și tu ești al 6-lea, sau ai 18 frați, sau ai 3 frați, și afli că o parte din ei au făcut o alianță și tu ești pe afară, cum te simți? Cum trebuie să se simtă ei, fără bun simț? Cum să creezi tu alianță din 5 state, din 8? La început nu știu cât au fost. Și noi, vezi, Doamne, am fost primiți pe urmă, cu alte țări am fost primite pe urmă. De ce? De ce nu suntem toți la început în Uniunea Europeană? Și acum vin ei, că ne-au făcut un favor nouă, și ne spun cu ce mână să mâncăm, cu ce mână să ne scărpinăm, cu ce mână să ne închinăm. Ne spun că noi nu știm să mâncăm, pentru să ne scărpinăm, să ne închinăm. Da. Pentru că nu ne respectă ca popor și ca oameni. Atunci când ei nu se respectă nici pe ei. De ce nu se respectă? Pentru că nu au parte de adevăr, domnule doctor. E vorba de Hristos. Dar gândiți-vă că aici se aduce în discuție. S-a întâmplat ceva similar. Deci la început e promisiunea că s-a întâmplat, de exemplu, atunci când au fost atrași la greco-catolicism români ortodoxi. Așa cum se știe foarte bine, ortodoxii, la vremea respectivă, îl considera pe papa anticristul. Pentru că s-a pus în capul bisericii. Spunea, eu sunt capul bisericii, ceea ce noi considerăm că nu. Este Domnul nostru Iisus Hristos. Prima, a doua. A doua este un pic și mai gravă. Că au ajuns la concluzia că Duhul Sfânt provine și întreabă din Fiul. Așa zis-o Filioche. Aici sunt două aspecte importante de pe fac o glumă acum, Dumnezeu este pus în dificultate. Pentru că acum Dumnezeu din ceruri, cum spunem noi că este în ceruri, deși este peste tot, dar cerul are sensul de, în sensul că e mai presus decât noi, nu că, că cerul de fapt e peste tot. Dumnezeu, da? Ortodoxul și catolicul. Se gândește Dumnezeu acum, aulă, la o catolic trebuie să-i dau și de la fiul. La ortodox îi dau de la tatăl. Da. Nu vedeți cât de jos, zice, am ajuns încât noi spunem că Duhul Sfânt vine, adică, pe, stați puțin, întreb că și eu, vin din altă galaxie, din altă lume, dar de unde vine Duhul Sfânt? Vine și de la Fiul sau nu vine de la Fiul? Aici vine la musulmani care vor să vadă ce înseamnă credința creștină, nu? Așa. Deci, primul punct de vedere. Deci, ei neagă înțelepciunea Sfinților Părinți. Ce care au stabilit clar la sinodele ecumenice că Duhul Sfânt purcea de gând. Deci, de fapt, neagă ce neagă ei? Lucrarea Duhului Sfânt în lume. Pentru că Mântuitorul, când s-a înălțat la cer, că tot vorbim de perioada aceasta de mare sfințenie, de
înălțarea Domnului și de lucrarea, de păgurea Duhului Sfânt, când s-a înălțat la ceruri, a spus, nu vă voi lăsa singuri. Exact. Vă voi trimite Duhul Sfânt. Vă voi trimite... Pe și prin Sfinții Părinți, Duhul Sfânt nu a lucrat, s-a terminat. Am mai spus ceva. Foarte. Vă voi trimite pe Mângâietorul, care din tabă purcede. Corect. Bun. Păi oare Dumnezeu, Iisus Hristos, ne-a păcălit prin omisiune? A zis, nu, provine numai din tată și din mine. Bun, dar vorbea de Sfinții Părinți. Deci da. Prin ei a lucrat Duhul Sfânt. Părinți, da. Sfinții Părinți, bun. Și ce dar au avut Duhul Sfânt, că nu s-a închis robinetul până să se nască ei. Absolut. Iar ei n-au scris nimic de capul lor. Bun. Ei au scris după ce am învățat. Și atunci de ce nu sunt luați în seamă? Păi uite, asta e. Ce conclav al lor se consideră mai sfânt decât Sfinții Părinți? Și gândiți-vă ce Sfinți Părinți am avut noi. Sfântul Nicolae, Sfântul Spiritul. Dar mai avem încă, pentru că da, ne raportăm da, la ei. Mă refer la cei care au stabilit Trinitatea. Ei încă sunt dintre noi. Că dacă noi credem în lucrarea lor, ei în continuare sunt. Sfântul Gură de Aur, Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare. Toți. Deci, deosebit, gândiți-vă ce nu făceau la vremea respectivă. Cine poate din lumea catolică să spună că au avut sfinți mai mari decât cei care au stabilit exact ce înseamnă Trinitatea? Absolut. Niciunul, nu? Da. Și atunci, de ce noi să acceptăm acest punct de vedere total greșit? Dar dacă nu cred pe Sfinții Părinți, de ce nu cred pe Domnul Iisus Hristos? De nu contestat. Corect. Că le spune clar, vă voi trimite, nu plecați din jurul cetății, că până când voi trimite pe Mângâietorul, care din Tatăl purcede. Păi, nu e ceva mai clar decât asta? Și atunci, dacă asemenea eroare s-a perpetuat, nu e nimic ca să înțeleagă că au plecat la eroare, au continuat cu alta, au continuat cu alta și mai departe. Asățați de Tatăl Minciunii. Diavolul. Da, exact. Dezbină. Ia dezbină și acum faptul că a reușit să-i dezbine, din ei s-au desprins încă 3.000 de secte. Da. Da? 3.000 de secte. Dar niciunul n-a zis, stați un pic, dacă aici au greșit înaintașii noștri. Nu e normal să noi zicem cum a fost la început, să ne întoarcem din nou la credința apostolică. Păi nu mai avem timp să ne mai întoarcem, că vorbeați de ce caută omul în lumea asta. Da, omul nu mai are timp să se mai întoarcă la adevăr. Mai un aspect, deci omul are impresia că evoluția materială și tehnică omenirii ar trebui să ducă și la o schimbare în credință. Spunea ei, nu, ăștia sunt de modă veche, ăștia sunt, au rămas închisați de sute de ani. Oare Dumnezeu s-a schimbat cu ceva? De la facerea lumii? Nu. Dumnezeu este același. A fost și este întotdeauna. Evanghelia este același. Aceeași. Nu se va schimba niciodată cu nimic. El spune, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu. Sau, mă spune, cine va modifica cu o citră, adică acel punct pus așa, da. Să fie în avea, să apurisească. Păi și atunci noi de ce te modificăm? Cine poate modifica ceva din deci să modifici cuvintele Domnului Iisus Hristos, să nu le crezi. Da. Mi se pare... Să le pui la îndoială. Le pui la îndoială. De fapt, ăsta e păcatul omului, domnul doctor, pentru că vreau să deschideți puțin, sau să deschid, să vă ajut, să facem împreună, dragilor privitori, pentru că ne pasă. Există, iată, România este de la spate împunsă să acceptăm să legalizăm, sau acum să mă exprim eu, căsătoriile între persoane de același sex. Adică doi bărbați sau două femei. Și acum, vedeți, fel și fel de situații care îmbolnăvesc mintea omului, pentru că, până la urmă, ok, ai o problemă. De fapt, nu e ok, dar o ai. Din păcate. Dar măcar asumă-ți-o, du-ți-o acolo în intimitatea ta, nu? Dar nu veni tu și fă publică treaba asta ca și cum tu nu ești lăsat să-ți manifesti tu neputința. Ba, în intimitate îți manifesti neputința cât e hău, că nu vine procuratura, parchetul, poliția să te înhațe, adică numai dacă, Doamne ferește, îți bagi joc de cineva. Dar în rest nu vine nimeni să te înhațe. E o impunere a minorității împotriva majorității. Bun. Adică a patologicului, împotriva normalului. Adică eu dacă sunt normal, de ce neapărat să asist la toată mascarada lor? De ce se văd cupluri homosexuale? De ce se văd copii înfiați de aceste persoane? Pentru copii, dacă privim așa un pic strict, copiii sunt foarte maimuțele.
care emite ce văd. Dacă copiii văd relațiul dintre doi bărbați, vor imita o face același lucru. Acest păcat este foarte grav, pentru că este un păcat împotriva Duhului Sfânt. Pentru că ce face Duhul Sfânt? E Duh de viață pentru întreg univers. Și Duhul a suflat Duh de viață peste Adam, peste Eva. Duh de viață și Duh de adevăr. Adevăr. Și El vine la fiecare. A văzut cineva cu toată tehnica care este acum, cum arată Duhul Sfânt? Nimeni nu poate vedea. Noi vedem, cu ecografă mă refer, vedem copilul de la 5 zile. Dar vedem lumina sfântă de la înviere. De la înviere. Și vorbeam noi într-una din edițiile trecute despre faptul că vom accepta să schimbăm data pascală în momentul în care vine și la data lor lumina sfântă. Până nu vine... Hai să mă analizăm un pic logic. Nu, dar și aici putem să spunem așa. În momentul în care vă vedeți ideea? Nu, până. Deci, spuneți, apropo, revin eu. Dacă am spus că se dorește ca noi să schimbăm data din care dată Sfântul Paști. Deci nu putem, pentru că noi ortodoxii avem data Paștilor o dată cu Paștile, cât aici. Pentru că iudeii răstignesc și avem în viață. Adică nu putem să răstignească cu o săptămână, să înghezi cu o săptămână înainte de a fi răstignit. E problemă de logică. Absolut. Deci ar trebui, dacă vrem să ne unim toți, să stăbăm Paștele în același timp toți, să stăbăm și ortodoxii la data cu evreii care au Paștele lor. Înseamnă altceva de Paștelor. Paștele lor înseamnă trecerea. Trecerea, asta înseamnă Paște, trecerea. Adică trecerea prin Marea Roșie din sclavie la libertate. Corect. Iar pentru noi înseamnă mult mai mult. Absolut. Înseamnă trecerea de la moarte la viață. Absolut. Prin învierea Hristos și nu înviem. Că dacă n-am înviat Hristos, n-am înviat nici noi. Ar fi zădat nici totul. Corect. E, să fac același lucru și toate credințele creștine. Deci noi primim, dar să vină când trebuie. Exact. Bun. Întrebarea este, o să legalizăm, așa propun eu după mintea mea de nepriceput, că așa sunt eu, sunt nepriceput, dar dau cu părerea, voi fi de acord cu căsătoriile între persoane cu același sex dacă doi bărbați, nu mi-e jenă să spun asta, că nu trebuie să sau spunem acolo, femei, sau două femei, probleme, vor putea avea copii în împreunarea lor. Punct. Când vor putea avea copii din a lor împreunare, atunci da. Generalizăm și toată lumea face la fel. Păi da. Dacă, care vor. Nu, mă refer, dar atâta timp când nu poți să ai viață între doi bărbați și sau între două femei și femeia fără bărbat nu e femeie și bărbatul fără femeie nu e bărbat, cum poți tu să vii să spui că nu ești, că ești discriminat? Cum să fii? Dar ți-ai întâlnit cineva să-ți manifesti păcatul? Bă, fă-l, dacă tu asta vrei, fă-l în intimitatea ta. Acolo unde nu te vede nimeni, nu te știe nimeni, du-te și dă-te peste capul cine vrei. Dar nu veni tu să spui că ești discriminat, că n-ai voie să ce? Să ce? N-ai voie să-ți manifesti despre bălarea în public. Păi nu, că ei nu cer să fie, să dea peste capul în public. Să recunoaștem noi, să epateze ei că noi suntem anormal și ei sunt normal. Da. E ca și cum eu acum, dacă vreau să am mai multe femei, nu eu, în general un bărbat sau o femeie, mai mulți bărbați, poate să vină să spună că e discriminat. Pentru că nu-i permite legea. Că legea este păcat, nu? Nu e fracțiune să fii... Este păcat, nu poți fi... Nu, dar este și fracțiune din codul penal, nu? Este și fracțiune. Bigamia este infracțiune. Bun. Păi de ce? Dacă un bărbat vrea mai multe femei, de ce să fie probabil discriminat? Se va ajunge și acolo. Dar nu e normal. Dacă ei se simt discriminați, deci nu s-a simt discriminat un bărbat sau o femeie care poate are pofte animalice cu un animal? Este zoofilia. Da. O ascunde sub vreș? Uitați să vă pun să ajungi. Nu, da. Deci, eu vorbesc românește? Da, eu un bărbat. Vorbesc românește, dragilor. De ce nu vine unul care are un animal de companie pe care îl iubește și fizic și să spună și el sunt discriminat, că vreau să recunoașteți prin certificat sunt că mă căsătoresc cu animalul? Este un caz în care un bărbat, eu nu spun că este un caz, s-a căsătorit cu păpușa gonflabilă. Așa. Cu unul cu mort. Da. De unde asta? Unde a ajuns nebunia? Nu mai știu care țară. Dar s-a ajuns până acolo. Nebunia de a fi căsătorit cu un obiect. Bun. Și unde vreau să ajung eu? Deci problema noastră, vedeți, asta este durerea mare a neamului omenesc. Nu neapărat că avem anumite neputințe. Bă, poate ai o patimă, ai o problemă. Nu reușești să te stăpânești într-o privință, da? Ca să nu jignim pe cineva, nu spunem care sunt patimile lumii acesteia în care putem cădea oricare dintre noi, dacă nu suntem, nu știu, credincioși, serioși,
viguroși la cap și așa mai departe, înțelepți. Ok, ai o problemă, o neputință. Măi, da, recunoaște-o. Și spune că nu e bine. Și încearcă să te vindeci. Și mergi la adevăr, la viață, la Hristos. Și capătă ajutor și iertare prin neputința ta. Punct! Sinteva. Mai departe, să ne întoarcem la face Dumnezeu, dar fă și tu ca om. Haideți să ne întoarcem la facere. Și atunci vă rog. Am lăburit lucrurile. Sunt clare. Dumnezeu îl face pe Adam din lut. Da? Suflă Duhul Sfânt pe fiul lui viață. Adam este singur. Simte singurătatea. Și Dumnezeu ce face? Îl ia din coasta sa și îl întregește pe Adam cu Eva. Nu cu alt Adam. Da? Corect. Ca să, să fie una. Și la căsătorie, la transferie căsătorie, nu ați spus acolo. Una. Două jumătăți formează un întreg. Un întreg. Ca să fie unul. N-am spus eu că un bărbat fără femeie este, nu e bărbat? Și nicio femeie. Fără bărbat nu este femeie? Exact. Și atunci, de ce vrem în orice preț? Să-i facem în împotriva lui Dumnezeu, care a temeat familia, care este o mare taină. Și împotriva noastră facem. Și împotriva noastră, pentru că asta ar fi dispărut pur și simplu specia umană, dacă acest obicei, acest, nu zic păcat, s-ar fi perpetuat. Dumnezeu a stopat acest păcat când a fost cu Sodoma și Gomora. Dumnezeu n-a întâlnit să mai distrugă orașe cu atâta ușurință cum a distrus Sodoma și Gomora. Pentru ce? Pentru păcatul sodomiei care se cheamă homosexualitate. Și atunci noi ce facem? Aducem Sodoma și Gomora în fiecare casă, în fiecare televizor, facem propagandă? Este de noaptea minții. Da, absolut. Absolut și asta arată, repet, o mare problemă a întregului neam omenesc. Percepția greșită asupra adevărului vieții. Hristos Dumnezeu este perceput cu totul greșit. Oricum, de mult nu este perceput deloc, iar unii dintre noi îl percepem greșit. A învățătura nu o înțelegem așa cum este ea în realitate, pentru că este și rațională învățătura dumnezească. Nu poate fi irațională. Ori în momentul în care vorbești de bărbat-femeie, egal viață, înseamnă rațional. În momentul în care vorbești bărbat-bărbat, înseamnă moarte. Deci dacă noi, pe românește vorbind, iarăși spun un lucru, că așa sunt eu mai diliu și spun lucruri care pot deranja. Dacă va ajunge sub populația planetei, nu știm, dar nu va ajunge, dar prin absurd, să ne imaginăm că avem cu ce. Toți bărbații din lumea asta să fie homosexuali. Da? Da? Bun. Dar puțin. Și toate femeile să fie așa. Fără bărbați. Ce s-ar întâmpla, domnule doctor? Ce s-ar întâmpla, dragilor? Uite, nu am mai apărea noi. Adică nu s-ar mai naște nimeni. Civilizația umană a dispărut. Corect? Sigur. Corect? Ar mai fi și alternativa. Care? Alternativa? Procreării neprobetă. Care? Aha. A ajunge acolo, aha, aha, tot înțeles. Pentru a sfida pe Dumnezeu și pe Duhul Sfânt. Dar da. Și acolo nu vor putea, pentru că cel care dă viață este Duhul Sfânt. Dacă Duhul Sfânt nu dă Duh de viață, nu merge. Deci înțelegem că bărbat, bărbat sau femeie, femeie înseamnă moarte? Înseamnă moarte. Că nu ne mai naștem. Pentru că, vedeți dumneavoastră, sufletul care vine în om este frate cu, frate bun cu îngerii. Numai că nu are formă. Forma o ia după trup. Uitați-vă ce minune face Dumnezeu ca fiecare suflet care vine pe pământ ia formă după trup. Atunci când se unesc cele două elemente ovulul și spermatozoidul, capătă moștenirea genetică și capătă chipul. Da. E, sufletul capătă același chip care de fapt este chipul lui Dumnezeu. Din secunda aceea. Din secunda aceea. De asta avortul este păcat, pentru că distrugi ceea ce Dumnezeu a și înfătuit. Și aici, dacă vorbim despre distrugerea ceea ce Dumnezeu a înfătuit, dacă mergem mai departe și ne gândim un pic în profunzime, de ce a fost creat omul? Pentru că Dumnezeu a creat toate puterile, toate cele nouă tipuri de
îngeri, heruvim, serafim, scaune, domnii, stăpânii și așa mai departe. În clipa în care o treime din cer a căzut, odată cu Lucifer, păcatul a fost sau Lucifer primordial, chiar a fost cel care s-a răzbătit, iar ceilalți au urmat. De aceea, când spunem asta Sfânta Liturghie, Sfinții Arhanghelii, așa că le spun, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Jefe în pace o aduce. Înainte de momentul simțirii pâinii și a vinului, exact, în trupul și sângele atunci, Domnului Hristos. Adică, să ne oprim din prostie care o facem, să medităm și să ne dăm seama pe ce cale vrem să mergem. Da? Deci, ideea cam asta ar fi. Deci, Dumnezeu de ce a avut nevoie să-l facă pe om? Că Dumnezeu putea să înlocuiască o treime din îngeri printr-o hotărâre, printr-un cuvânt. Îi transforma pietrele în îngeri și termina povestea. Da. Dar Dumnezeu se gândește și pentru că este drept. Deci, noi nu putem să facem alții fără liberul arbitru. Atunci, face pe om cu calități inferioare îngerilor și care demonstrează prin viața lor, prin viața lui a omului, că îl iubește pe Dumnezeu. Și atunci capătă nuanță și universul nostru și pământul și omul. Credeți că Dumnezeu nu a știut ce va face Adam în rai? Că va cădea? Absolut. Știa că va cădea, pentru că la Dumnezeu nu este spațiu, nu este timp. Este peste tot, timpul este al Dumnezeu. Știa dinainte de a-l face pe om ce va face om în final. Sigur, nu ia de doi să facă, dar a făcut-o. Așa. Și atunci Dumnezeu l-a făcut pe om cu organe genitale. Ori în rai nu erau legătură, nu au legătură intimă între bărbați și femeie. Bun. Abia după ce l-a scos din rai, a cunoscut-o Adam pe Eva, după un timp, da? Da. De sute de ani. Oare? Da. Și dacă am ajuns la momentul ăsta, am putea să mă discutăm despre ceva. I-a spus lui Adam că vor muri mâncând din pomul pe care l-a oprit Dumnezeu. Numai că moartea, iată că moartea apare, dar nu intră în acțiune moartea. Moartea nu intră în acțiune până în momentul în care tot omul o cheamă, până când Cain lucide pe Abel. Și atunci intră de fapt moartea și are putere ca să omoare. Corect. Da? Da, da. Deci Dumnezeu, așa cum spuneam, este drept, este milostiv și făcându-l pe om, în clipa în care sfinții de pe pământ vor fi egal cu numărul îngerul căzut, abia atunci Dumnezeu Tatăl va hotărâ sfârșitul. Da. De ce ne urăște Satan atât de mult pe noi? Pentru că el este condamnat, clar. Toată răutatea lor, a îngerul căzut, și a întregului univers al nostru, Dumnezeu la sfârșitul veacurilor o va aduna într-un singur loc, care se cheamă iadul. Îi se va lua puterea și atunci va reechilibra întregul univers, după care va urma o fericire veșnică. Da. Acolo unde nu este Dumnezeu, nu este fața lui Dumnezeu, acolo este suferință, este întuneric. Acolo este iadul. Da. Satana cam asta dorește acum. Să amâne momentul când Dumnezeu îl va executa. Da? Și atunci de aceea să-ți bate atât de disperat pentru a nu se naște prunce. Pentru ca oamenii să păcătuiască. Gândiți-vă cât de mult a luptat Satana ca să nu fie nicio fecioară ca să nască pe Domnul Iisus Hristos, pe Mântuitorul. Și atunci Dumnezeu, cu inteligența desăvârșită, a luat-o pe Fecioara Maria cu Iosif. Iosif, fiind o persoană în vârstă, de 70-80 de ani, nu era oarecare, copiii lui fiind mai mari mult decât Maica Domnului. Știm lucrurile astea foarte bine. Sunt secte care neagă aceste calități ale Maicii Domnului și consideră că Maica Domnului ar fi născut fi și fiice, ceea ce este o mare greșeală.
E o mare greșeală și, cum am spus eu, adevărul este și rațional. Cred că am vorbit data trecută, nu știu dacă am vorbit. De faptul că la Sinodul I Ecumenic, de la Ierusalim, care ar fi trebuit prezidată în mod normal de către Sfântul Apostol Petru, nu a fost prezidat de el, ci de Iacob, zis fratele Domnului, sau Uda Domnului. De ce? Pentru că era cel mai în vârstă. Și nu putea să fie Iacob și fratele Domnului. Adică Maica Domnului să fi născut cu cât? Cu 20 de ani înainte să naște Maica Domnului, nu? Cam asta ar fi... Trebuia să fie pe minus. Adică să naști înainte de naște tu. Exact. Da, absolut. Sunt aberații, dar... Aberații care totuși au ținut și sunt persoane care merg cu ele înainte. Păi așa vin și aceste aberații de la mai mari uni europene, că nu îți dau ție Românie, dulce Românie, dar nu o privesc e dulce, cum spunea Mihai Eminescu, ci o privesc acră. Nu îți dau ca să trăiești până nu accepți ceea ce eu îți spun. Nu? Adică suntem învățați de ei să, dacă, și să respirăm, dacă se poate, să arate cum să respirăm, nu? Noi nu ne-am păstrat bogățiile, nu ne-am păstrat coloana vertebrală. L-am vândut tot aproape. Am distrus tot ce mai aveam. Sigur, au fost și greșeli și înainte, dar totuși avem o bază pe care ne puteam... Am făcut o glumă acum, dar mi-am permis-o la o emisiune în direct acum câteva zile, dar n-a fost o glumă rău intenționată, a fost o glumă bine intenționată pentru că am vrut să provoc oamenii. Și am spus că soluția pentru tot ce se întâmplă în România, în țărișoara noastră, criză economică, criză politică, nu știu de toate la un loc, este ca să fim în piață de regele Charles. Să fie și România parte din Regatul Unit. Bine, dar să ne se permite să vorbim limba română, circulăm cu mașina pe partea dreaptă, să nu ne încurce că mergem pe stânga și ne ciocnim și fără să știm. Și o să propun regelui Charles să ne fieze, pentru că el vine în Transilvania și promovează România și face mai mult bine României peste hotare de cum fac ai noștri politicieni. Sigur, am pus între ghilimele și omul m-a crezut. Și zice, da, dar acolo la Gorj, că am spus de unde sunt, există sângele martirilor. Dacă ar auzi ce spui cu tare, martirii s-ar ridica acum din morți. Și zic, stați puțin, care martiri? Că ei sunt, îi pomenim, iată, și la emisiunea asta, eroii noștri. Dar neamul nostru, ce-am făcut cu sângele lor? Că noi spunem că și-au vărsat sângele și se răzvătesc acum când spun că să ne ia regele Charles, să fim în parte din Regatul Unit. Dar întreb și eu acum, câți români sunt plecați peste hotare să muncească? Câți copii s-au născut în 2022 ai românilor? În afară, și-am aflat, mai mult decât cei din... Bun, se nasc mai mulți copii afară decât în România? Da. Ce însemnează asta? Că acești copii locuiesc în afara României. Punct. Da? Și probabil punct. Nu se vor... Fără virgulă. Face. Doar punct. Probabil i-am pierdut și în același timp este o hemoragie. Și tot se duc. Se duc continuu. Suntem un mare exportator de forță de muncă. Și întrebarea este, pe nu ne-au luat de fapt și să ne înfieze cam toți care conduc alte nații europene și țări puternice ale lumii? Nu ne-au luat ei de fapt ca și orfani? Când ne-am lăsat țara? Nu ne-au luat ca orfani. Ne-au luat mai mult. Păi la ei muncim. Muncim ca slugi, nu ca orfani. Bun. Că orfani nu suntem. Păi nu, dar vreau să spun că reacția omului de la TVR a fost că se ridică strămoșii, eroii noștri, când spun să ne ia Marea Britanie. Păi da. Bun, dar acum când ne pleacă atâta suflet, atâta forță de mult, oameni, se despar familii, pleacă bărbatul, rămâne femeia. Pleacă femeia, rămâne bărbatul și vin la biserică după ani, părinte. Am o problemă și plânge. Păi de ce? M-a părăsit. Și atunci când mă duc la izvor, dar de ce? Păi a plecat peste hotare. Și cu cine a plecat? Singur sau singură? Păi când te-ai cununat la biserică și a venit Duhul Sfânt, că tot vorbeam de Duhul Sfânt și o să vorbim poate ediția emisiunii viitoare despre lucrarea Duhului Sfânt în noi, între noi și pentru noi și prin noi. Când a venit Duhul Sfânt și te-ai făcut bărbat și femeie, adică soț și soție, nu trebuia tu să pleci acolo unde ai plecat, împreună cu soția sau cu soțul? Ba da, părinte. Păi de ce ne-ai plecat? Păi știți de ce? Din cauza asta, asta, asta. Din păi ți-ai asumat. Da, ți-ai asumat. Da. Adică tu, parte, devenind un întreg, ai plecat doar jumătate. Ori, aia nu-i familie când pleacă bărbatul și rămâne femeia sau viceversa. Să rămân copiii. Bun. De asta spun că noi tot o dăm că țara noastră și-a vărsat sângele. Da, e adevărat, au murit pentru noi. Dar noi ce face cu țărișoara noastră? Ne bate în joc de ea. Atunci nu e mai bine să ne conducă
Maestatea sa, regele Charles, care face pentru țara noastră mai mult decât fac cei care ne conduc pe noi? Eu să fi fost în locul conducătorilor noștri, eu l-aș fi invitat pe regele în România și l-aș fi decorat cu cea mai înaltă distincție. Pentru că cu ocazia asta ne-a fi privit și pe noi cei din afară, da? Ne-a făcut și reclamă prin regele Charles. Pentru că el a făcut mai mult pentru noi decât tot România. Absolut. Dar nu ne gândim la treaba asta. Și tot dăm cu Fofărâlica. Alianțe, în umbră, pe față. Vedeți, și mai avem 5 minute de emisiune și vorbim acum. Domnul doctor, ce facem noi? Vă las pe noastră 4 minute. Suntem neamul eroilor noștri. Ce facem? Că de data așa cu părerea și de alcătuit simpozioane și conferințe și scris lucrări de științifice, putem să scrim despre ei. Ce folos? Noi cred că trebuie să ne unim toți în jurul Bisericii Ortodoxe. În jurul adevărului. Adevărului. Da? În jurul lui Hristos. Și făcând lucrul acesta, trebuie să înțeleagă și cei care ne impun lucruri care sunt de neacceptat. Adică noi putem accepta multe, dar a ne îndepărta de la credința noastră ortodoxă, la dogmele noastre creștine, asta nu putem, pentru că ne-am pierde. Ne-am pierde în primul rând ca oameni și în al doilea rând ca neam, ca țară. Țară putem să fim mai mare sau mai mică, putem să avem probleme mai mari sau mai mici, dar credința în Dumnezeu este cea care ne întărește și care ne duce la sfârșitul veacurilor. Atunci când vor fi judecate neamurile, vor fi toți românii la un loc. Din păcate, suntem un pic scindați. Greco-catolici, catolici și de alte, și de alte culte. Tragedia că au început să apară credințe din apus, din Occident, mai din America, care sunt pur și simplu cumpărate cu bani. Sunt cumpărate cu bani și care își neagă trecutul. Îi consideră că până acum 10 ani am fost proști, acum ne vin deștept. Se botează în altă credință. Oare este alt Duh Sfânt care se vină, pe care îl chemăm la botez? E același. Este oare alt Hristos? Nu este. Este același. Noi nu avem voie să ne părăsim credința după ce avem credința cea adevărată. Vechimea noastră este de 2000 de ani, cum vom constata peste 10 zile, de 2000 de ani noi avem aceeași credință lăsată de Sfinții Apostoli, care a fost o minune, nu? Prin coborarea Duhului Sfânt au vorbit în limbi. Acum, noi nu știm dacă au vorbit în limbi sau au fost înțeles în limbi. Cred că mai degrabă au fost înțeles în toate limbile. Pentru că toți, că era un amestec de populație evreiască și neevreiască, împărășeați în toată lumea că ei veneau la această sărbătoare a lor. Da? Și tot înțelegeau în limba lor în care locuiau. E, dacă această minune s-a întâmplat în această duminică a 50.000, noi de atunci ne tragem originea ca biserică creștină. Iar Sfinții Apostoli, tot invocând Duhul Sfânt, prin punerea mâinilor, au uns preoți, diaconi și episcopii până în zilele noastre, cu slujba cea specială de hirotofire, unc preoții și diaconi în continuare. Absolut. Noi avem o perpetuare, sau să zic așa, a Duhului Sfânt din persoană în persoană prin credința apostolică pe care noi o moștenim. Cei care apar acum cu alte credințe, de unde le-au pe Duhul Sfânt? De la supermarket. Vorbesc. De la supermarket. Știu cazuri în care o etnie, Bulibașa, este pastor. Păi cum să fii pastor? De unde ai primit Duhul Duhului Sfânt? Da. Pentru că cineva din afară ți-a îndrăznit, ți-a dat niște bani, ca să fii pastor, pentru a câștiga mai mult adepți. Da, domnul doctor, așa este. Sunt situații care nu le mai înțelegem, pe bune. Pentru că, vedeți, le prezentăm acum public, nu ne-am ascuns aici, facem în așa fel încât să nu ne audă nimeni. Tot ce spunem noi rămâne pentru eternitate. Dacă peste sute de ani cineva se va uita vreodată și va găsi un extragalactic, dacă va exista cineva, sau un pământean de-al nostru care va trăi peste milenii,
vrea să vadă această emisiune, o va vedea. Deci noi spunem lucrurile acestea, dar nu ne mai pasă, nu ne mai interesează, pentru că nu mai avem timp. Exact ce spuneați dumneavoastră la un moment dat, alergând după fericire pe aici, pe acolo, și nu o găsim niciodată, pentru că ea este în inima noastră. Și ca să găsești inima ta, trebuie să te oprești puțin și să înțelegi, să-ți asculți bătaia inimii. Să știi de ce bate, cine o bate și încotro bate. Și, ar trebui să ne raportăm un pic și la Dumnezeu. Adică noi care... Este înăuntru nostru. Este înăuntru nostru, dar noi suntem de fracțiune. Timpul este infim. Unii eram noi, oamenii care acum ne permite să gândim altfel decât Dumnezeu, când Dumnezeu a făcut toate câte sunt. Gândiți-vă numai la nisipul mării. Vă lasă și cheața acum. La nisipul mării, pe care Dumnezeu l-a lucrat timp îndelungat ca noi să mărginim mările și oceanele cu el. Unii eram noi. De ce am crede noi că suntem la fel de deștepți ca Dumnezeu să ne permitem să avem alt punct de vedere decât al lui Dumnezeu? Pentru că nu mai avem nici rațiune. Pentru că dacă inima noastră nu mai are pe Hristos în ea, da? Nu mai pâlpâie după Hristos, și capul nostru este bolnav, că nu lipsește rațiunea. Că adevărul este un adevăr rațional, nu irațional. Și poate merită să dezvoltăm și treaba asta ediția următoare, când vă provoc să vorbim despre toate acestea, pentru că nu-i așa, se apropie cu pași mărunți și repede sărbătoarea nașterii, de fapt, a bisericii noastre. Este vorba de pogorirea Duhului Sfânt sau Rusalele. Vă mulțumesc pentru participare și Doamne ajută, și sperăm să ne vedem cu bine, să ne revedem cu bine. Doamne ajută și adevărat să înălțat Domnul nostru Iisus Hristos. Manu, începem direct?